Salutare, toată lumea, și bine v-am găsit la un episod de Sam. Ce, mă? Comandă necunoscută. Ce? Ah, mă rog. Da, bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Astăzi o să dăm de licența de arme, că am auzit că este doar 900 de dolari. Așa țin eu minte să-i. Cât este licența de port armă? Slash... Da, mă rog, la, hai să vedem cât e. Și după aia, dar eu știu că e 900, bă, așa au zis și un admin aseară, că e 900 de dolari. Sper să și fie real acum, bă, că acum vă că e 5.000 de dolari. Nu, că dacă e peste 1.000, nu o dau. De fapt, bă, da, o să dau dacă e peste 1.000, dar să nu fie foarte scumpă, că deocamdată nu prea am bani. Dar cred că ar putea să fie 900 de dolari, nu știu. Așa mi-a zis un helper, deci, depinde de level. Cum adică depinde de level? La level 5-6, de fapt, cât costă licența de gun? Ia. Și că depinde de level. Ia. A sărit peste solicitarea ta, OMG. No, eu îți dau need licențe. Licențe? Licențe? Bar, licențe, auzi la mine. Și o să aștept un răspuns, aparent. Ia, mi-au acceptat, te rog, rămâi pe loc. Păi o să rămân aici. Nu? Dar o să-l întreb și pe tipul ăla, că mă gândesc că el trebuie să știe, arată cât e licența. Am băgat moduri noi, ia uite, și foarte personale alea. Și o să jucăm cu astea, deocamdată. Deci știți că eu sunt ăla care schimb modurile odată la 2 zile, deci mă știți foarte bine. Dar cred că o să le păstrez mai mult pe astea. Că arată ok, nu? Zic eu că arată destul de ok, modurile. Ia uite, ăla-i? Nu e ăla. Cum îl chema? Gosa îl chema. Slash ID Gosa. A, rank 3. Hai mă, că trebuie să știe. Uuuu, mamă, mi sombă. Și imediat face serverul 900 de player, bă. Deci. E ok. A făcut pe I... Pe I până să... Ce dracu, mă? Cum o scris la AFK pe o licență de portarmă pentru nivelul tău costă 1000 de dolari. A, păi ok, atunci o dau. Pentru nivelul tău costă 1000 de dolari. OMG, o să... Bă, dar au stat mult să caute, bă, că adevărul, mi-au acceptat-o aici, slash timestamp. O acceptat-o la și 21 pe la și 22, deci și-a trecut un minut aproape. Bă, mă aduci înapoi. După. No. Deci, accept licenses 126. I-ai arătat licențele lui Goșa. Lugosă. Lugoasă. Da, o să trec fără probleme testul, bă. Să sper. Să sperăm, nu? I-am arătat licențele You Talk in English. Yes. Ești român? Ești român or sau englez? Stai român cu aia? O fi englez după nume, îmi dau seama, mă rog. Hai să dăm testul cu el în engleză, bă. We will start with labor. Yes, I need only weapon. Chance. Vreau doar pe aia de arme, cu aia. Nu pot să o dau doar pe aia de arme? LOL. Why you don't need the flying or the materials? Îi zic așa. Nu, îi zic că have only 6.000. Zic că, mă rog, am zis aiurea că am 40.000, dar nu vreau, frate, să-i cheltui așa aiurea. I can give you money after the licenses. Give now. I don't trust.
Însă își bate joc de mine? O să-mi deject, cred, nu știu. Îmi dă acum sau după acolo în tine. If you want raport. If you want raport, cred că se zice, nu? I will type him up and he will transfer you. Ok. Let's start with weapon license. Cu asta vrea să-mi dea schimb. Ce căcat. Îi trebuie raport la altele, la poate la aia de armă. Nu știu cum e cu licențele astea, că n-am fost în school instructor prea așa, da. Pe Bizon. Cred că îi trebuie gen... De exemplu, uite, raportul e 10 licențe de gun, 10 de fly, 10 de bow și 10 de... Ce mai e pe aici? Ți-a oferit o lecție. Chip lesson 126. Gata. Instructor Gosa a început o lecție cu tine. OMG! Ce jumecher! Hai! Văd asta greu, se mișcă, mă. Sâmbătă 28 ianuarie, 5 GTA Arms. Ah, am înțeles. Uzi. AK. M4. Deagle. Poai să-mi bag, nu mai știu. Ah! Shotgun. Nu? Băi, cu doi. Shotgun. Nu cred că am scris bine shotgun, mă. Nu, nu, păi, nu mai știu cu aia. Așa, cred că e bine. 5 GTA Orms. Da, te dracu dacă nu e bine. Mă piși pe față. Where you can't use guns. Ai futus gura, mătii. Unde nu poți să folosești arme? What? You can't use guns at CNN. Bă, cu aia scriu așa, bag pula de viață. Zici, ce întrebări îți spune? Păi pe bag îți spune așa niște întrebări de alea simple, le trecea imediat. Where you can... Păi, cu aia nu poți să folosești armele? And... Ai, tu zgura ta... In... Police Department HQ. Cu aia, de unde trecu? De unde trecu să știu nu poți folosi arme? Păi, oriunde le poți folosi, da? Stai, slash, time, stamp, stamp, you need one. Opa, slash, că după, the obligate. Wow. Păi, you can't use... Ah, zone. Save zone, nu dădeam... LOL, finally! XD. Nu venea cu aia, save zone, zone, ce pizda am văzut cu aia, dar eu nici n-am văzut că scrie save puncte puncte. What is the comment to see save zone? Wow. Slash safe zone. Safe, exact așa ceva? You see on the screen when you enter in a safe zone, nu? Or when you oh. Slash accept licence 12126. Licența îți permite să cumperi deții arma așa. Fuck! Și l-am luat! Slash licenses. 300 de ore. Yeah, but you need to use save zone. Really? Bă, stai mă, stai mă! Kill me. Nu, no, de fapt... Slash
Nu știu cu aia. Deci că slash save zone. Păi nici nu merge comanda aia. Deci asta e să mă sinucid acum. Ui! M-a dus și el la mama dracu. Păi nu știu, frate. Chiar putea să mă împice la faza aia cu safe zone. Că nu m-am gândit la chestia. M-am gândit că la unele locații n-ai voie. Păi, mamă, am rămas și eu într-un 1 HP. Hai, mori. Așa. No, și acum cel mai probabil o să merg să nu-mi cumpăr arme, pentru că vreau să fac așa, vreau să fac level 7, că de la level 7 poți să dai rob și după o să trăiesc mai din roburi, vă dați seama. Că na, de ce nu? Dau câteva roburi, cred că mâine aș putea, sau nu mâine. Peste 18 ore. La scalacterul cu slip-ul. Asta va level 7. Na, și facem level 7. După aia dăm și roburi, că aici sistemul de robi destul de complex. Ați văzut și de episoadele trecute, că am mai făcut episoade pe Bizon. Despawnează, spawnează loc parcare, așa. Am mai făcut multe episoade pe Bizon. Și ați văzut și voi că era ok sistemul de rob, gen e foarte, foarte complex. Nu cred că vă spun să dau acum rob, slash rob. A, uite, vedeți, ai nevoie de nivel 7 pentru a folosi această comandă. Oricum, roburile, dacă le dau, nu le dau la ora asta. Pentru că, na, mulțumim. Canon Legend Loft pentru 10.069. Băi, las-o dracu, bă. Bă, dar să fii primar câștigi bine, bă, oricum. După aia trebuie să dai banii aia la server, știi? Ah, e ok. Am asta, obosit un pic, bă. Na. Și licența de Flystyle licență, zic că aici trebuie licență și pentru materiale. Dă-o dracu. Păi la pescar și la materiale nu știu regulile. Ce reguli trebuie? Poate spune ceva gen cum craftezi arme sau chestii de genul. Nu trebuie cu. Păi nu știu cum, neva. Adică create gun, dar na, licența de pilot de navigație. Cum adică? A, cred că ai de. Bă, hai să vedem mă, cum cam cât costă armele aici. Uai, tot casc, bă, și nu știu de ce, e foarte obosit. No, hai să vedem unde ar fi pentru noi. 100 de mii dă o naiba, bă. Păi, cum să-ți dai 100 de mii de dolari așa? Donații doar să apari așa pe server, pe ăla. What the fuck, mane? Păi, de 100 de mii de dolari. De 100 de mii de dolari țin nu știu câte, să-mi bag piciorul. Stai, mă. Cable network, să-mi fi ce? Păi, aici e ad. Cumpăr Infernus. Oleo, slash ad, slash mai ad, slash delete ad. Să mor, tu nu mai poți să o delete la ad. Băi, ce prostă bă. Păi, cable network, San Fierro, cable news. A, păi, BCN nu aici. Băi, prostă bă. Băi, n-am mai văzut așa ceva, mă. Slash ne cum șterg un ad. Păi, ești tâmpit? Dacă nu pot, slash delete ad. Slash ad delete. Ai, 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 bă. Și cum ar fi să nu pot și să îmi trimite mesaje? Bă, cât oferi, bă, pentru Infernus? Bă, nu știu ce, bă. Wow. Am vrut să comanda, bă. Cu pot să fac, pot să fac cumva să nu mai văd anunțele comentariile și chatul de help? Bă. Hai să mergem. Bă, eu aș vrea să mă angajez undeva, gen să am la un job din San Fierro, ia să ai jobs, dar nu se prea câștigă, adică zic unii că se câștigă la fel, dar nu e chiar așa. Adică, uite, de exemplu, la de fapt, la ăsta, la fermier și la gunoiar se câștigă cam la fel. Adică dacă stai 20 de minute, câștigi chiar mai mult la fermier, dar zic așa, ca idee. Uite, de exemplu, la hoz de mașini nu cred că câștigi la fel. Că am mai făcut, sau nu știu. Habar n-am. Eu promun cu gunoierul, chiar dacă nu are skill, dar așa, bă, cine e, mă? Bă, cât donează, mă, la coaie? Wow. Number. Old. Slash. A, nu ai carte de telefon. Fine, frate. De telefon.
Stai, slash ID K9 0, K9 0, nu? Level 33, bă. Ești nebun? What? Bă, ești nebun la cap? Clashariti. A, m-am înțeles, bine. Charity 1. Nu pot trimite mai puțin de 500. E, păi date dracu de sărăcie atunci. Băi, aș dona așa toți banii, vă, să îmi bag piciorul, dar aș face cea mai mare tâmpenie din lume. Băi, las-o naiba, cât tip donează la frate. Pentru încă 20.000 și aici nu. Băi, las-o dracu, bă. Da. Sper că v-a plăcut acest episod de sabă. Nu știu cu e. Hai să mergem la clothing store, bă. Să ne schimbăm hainele. Bă, de eu nu înțeleg cu aia cum donează ăștia atâta. Ia uite, 30.069 mi-a dat crash sample. Frumos, frate, frumos, apreciez foarte mult. Doamne, ce ador crash-urile astea, bă. Bă, da, gen, chiar ceream așa, ziceam așa, minte, bă, dai crash, bă, te rog, doar așa, dă-mi un crash, așa, la sfârșitul filmării, da? Dă-mi un crash, te rog, ok? Dar dă-mi un crash, doar așa, un crash să-mi dai, bă. Wow. Hai să intrăm, da, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, bă. Ui, somn, să-mi bag piciorul, bă, mă, să mă duc să mă culc, chiar dacă m-am trezit imediat, bă. Ai primit 1.004 puncte de respect, nu, uite, cum facem noi. Nu, uite, altul care donează 10.069, las-o, drecu, bă. No, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai vreți episoade în continuare și ne vedem data viitoare. Salut!